Domnul, mă rog, cuvântul lui Dumnezeu să mișcă inimile noastre și să aducă El prezența Lui în inima noastră. Spunea odată un om al lui Dumnezeu, nu contează cum ai venit aici, contează cum pleci de aici. Dacă odată la templu s-a dus un fariseu și un vameș, cuvântul Domnului spune când vameșul o coborât de acolo, o coborât un om neprihănit. Contează foarte mult cum te întorci acasă. Să te întorci în inima ta cu el, pentru că dumneata și eu suntem templu lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Am vrea în continuare să stăm ridicați pe picioare, pentru că vrem să dăm cinste cuvântului pe care îl voi citi. Din întâia carte a împăraților, din capitolul 17, versetul 8, cobor câteva versete în jos, până la versetul 16. Vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, scoală-te, du-te în Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată că strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cum de lemnul și făina aceasta, apoi o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu se va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va îmbuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme ea a avut ce să mănânce, ea și familia ei și Ilie. Făina din oală nu a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a îmbuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Vă mulțumesc. Vă rog să vă reașezați. Genericul acestui turneu. Trăiește cu folos. Dacă vrei să fii folosit. Trăiește cu folos. Să se bucure soția, să se bucure copiii, să se bucure societatea, să se bucure vecinii de tine, să se poate bucura colegii unde dumneata lucrezi. Asta înseamnă că trăiești cu folos. Aș vrea să vă spun că în rândul nostru a romilor n-a putut să ne poată educa statul român. Nu ne-a putut educa nimeni. Noi n-am știut să spunem să rămână la masă. Noi n-am știut să aducem un buchet de flori soției de ziua ei. De multe ori unii dintre noi când veneam beți acasă fugeau și copiii din casă. Niciodată nu se putea bucura copiii de noi. Au fost momente când unii familia romilor au spus mai bine fără tata.
Noi nu ne ajută la nimic, tata. Toți banii pe care îi aduce de la servici, îi cheltuie pe jocuri de noroc, la băut și la alte lucruri. Și noi nu ne putem bucura de tata. Părinți care nu sunt de folos familiei. Mame care nu sunt de folos, care și-au abandonat copiii și trăiesc prin orfelinate. Canalizările sunt pline de copii abandonați de copii. Părinți care nu trăiesc cu folos pentru copii. Și așa mai departe. Însă am ales acest generic. Trăiește cu folos pentru cel de lângă tine. Lasă să se bucure copiii tăi de tine. Lasă să se bucure părinții de tine. Părinți care au ajuns să nu se bucure de copii. Fă să se bucure cea care te-a legănat în brațe. Fă să se bucure cea care a avut nopți de dormit cu tine în brațe. Fii de folos mamei, tatălui, soției, soțului și copiilor tăi. De aceea mă rog Domnul Dumnezeu să ne ajute să fim de folos comunității. Să fii de folos lui Dumnezeu. Să se poate folosi nu cel rău, ci Dumnezeu. Că dumneata nu ești un instrument în mâna diavolului. Dumneata ești un instrument în mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și toată biserica să spunem amin. Nu de mult am fost în Italia la cel mai mare muzeu de viori. Am avut harul să văd viorile făcute de maestru Stradivarius. Foarte vechi. Avea o vioară peste 200 de ani. Și am întrebat printr-un translator ce era cu mine acolo, cât costă o vioară din asta, un instrument din asta? Că văd că e foarte vechi. Și nu mi-a dat răspuns, am spus, costă 1.000.000 de euro și mi-a spus, nu, mai scumpă decât atât. Și am spus, cât poate costa un instrument atât de mic? Zice, așa e de scump, că nu se poate da valori. Se poate spune estima la ce, la cât ajunge. E foarte scump. Și am întrebat pe Domnul, Doamne, există vreun instrument mai vechi? Există vreun instrument mai scump decât acesta făcut de maestru Stradivarius? La care Duhul Domnului îi spune, da, e unul mai vechi. Făcute tot de mâna unui om, ci făcute de mâna lui Dumnezeu. Și acest instrument ești dumneata și eu. Și atâta de scump ești dumneata și eu, că a venit în lumea noastră un Iisus și a murit pentru tine și pentru mine. Slăvit să fie Domnul! Astea sunt valorile. A murit un Dumnezeu să trăiești tu. A venit în lumea noastră Iisus Hristos și a spus, mori eu să trăiești tu, dar să trăiești cu folos. Să nu-ți faci joc de viața pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu. Noi nu trăim pe merit. Nu! Aseară, în Toflea, am adus de la Cluj o tânără de 26 de ani. A pătruns-o o boală nemiloasă, cancer metastaz. Și într-o lună de zile s-a dus. Au rămas 3 copii, tânără de 26 de ani. Dacă dumneata trăiești, dacă eu trăiesc, noi nu trăim pe merit. Trăim că a venit unul, a murit și să trăim noi. Dar trăiește cu folos! Să se bucură oamenii de tine. Am ajuns până acolo, trăim un secol, că noi atât de zgârciți suntem, că nu știm să dăm măcar un zâmbet, o îmbrățișare. Ne zgârcim la un salut, la o îmbrățișare, la un zâmbet. Când Iisus Hristos a dus în casa unui om lepros, îi așează masa, stă la masă, se uită la el și îi spune, am intrat în casa ta, nu mi-ai dat zâmbet, nu mi-ai dat salut. Până aici am ajuns. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să trăim cu folos. Amin? Amin? Am ales acest pasaj. Tare bine cunosc de voi. Despre o femeie săracă. Observați ce spune Biblia, că ea atâta de săracă, văduvă, fără soț, săracă. Că spune, n-am nimic. Am adunat niște lemne să pun foc. Am un pumn de făină. Fac o mică turtă. Mănânc eu și copilul meu și apoi vom muri. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trăiește cu folos dacă vrei să fii folosită și folosit. Această femeie
a știut să trăiască. Când trăim cu folos, când trăim pentru alții, nu când trăiești pentru sine. Hristos a venit în lumea noastră și n-a trăit pentru sine, o trăit pentru tine și pentru mine. Iisus a venit în lumea noastră să ne dăruiască ceva. Iisus a venit în lumea noastră, s-a făcut sărac, măcar că era bogat, să ne poată îmbogăți pe noi. Slăviți să fie Dumnezeu! Femeia aceasta, când vine omul lui Dumnezeu, îi spune, dă-mi apă să beau. Apoi omul lui Dumnezeu îi spune, te rog frumos să-mi faci, să-mi dai o bucată de pâine, dar adu-mi-o în mâna ta să pot să mănânc. Și femeia spune, n-am decât un pumn de făină, voi face o turtă, mănânc eu și copilul meu și apoi vom muri. Femeia aceasta a știut să trăiască cu folos. Cuvântul lui Dumnezeu spune chiar în versetul 9, iată că am poruncit, spune Dumnezeu lui Ilie, unei femei văduve să te hrănească. Cum de n-a poruncit Dumnezeu unui om bogat? Cum de n-a poruncit Dumnezeu unei femei ce avea cămara plină? Cum de poruncește Dumnezeu unei familii săracă, unei femei văduve, ce n-avea sprijin, ce n-avea decât un punct de făină acolo? Ea s-a așteptat după asta să poată mânca turta aia și să se stingă din viață și ea și fiul ei. Însă cred că există șansă, există binecuvântare când noi știm să trăim pentru alții. Foarte mulți tineri din România pleacă în străinătate și prin asta noi dezonorăm prezența lui Dumnezeu și îl facem pe Dumnezeu neputincios, că n-avem cu ce trăi, că n-avem un salar după cum vrem noi să trăim. Însă cred că Dumnezeu ne dă pâinea în fiecare zi, doar cât putem trăi. O, Doamne, ai milă de noi! Cuvântul Domnului spune că a poruncit acestei femei să-l hrănească pe Ilie și spune, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas să beau. Femeia aceasta a știut să asculte de omul lui Dumnezeu. Când trăiești cu folos, trebuie mai întâi să înveți să asculți. Cuvântul lui Dumnezeu spune că prima poruncă pe care o dă Dumnezeu lui Israelul, îi spune, Israele, ascultă! Ascultă! O intră neascultarea în grădina Eden. Adam și Eva n-a mai ascultat de glasul lui Dumnezeu și a intrat neascultarea, păcatul neascultării în grădină și omul n-a mai putut trăi în prezența lui Dumnezeu și a venit moartea peste ei. Neascultare în copii, neascultare în familie, pentru că asta depinde de părinți. În raport cât asculți tu de Dumnezeu, uităm să ascultăm de Dumnezeu, uităm de Cel care ne dă apă, care ne dă pâine între alte țări străine unde apa se cumpără. Noi avem izvoare binecuvântate în România, avem pâine pe masă și uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Femeia aceasta a știut să trăiască cu folos pentru că a ascultat de omul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! La fiecare strângerea măslinul, în fiecare an vine un om, o parte din voi îl cunoașteți, fratele Sergiu. N-are ambele brațe. Și odată s-a apropiat de mine și mi-a spus, ai copii? Am. Ai ținut vreodată copii în brațe? Bineînțeles. Ai simțit vreodată băteaia inimii? Cum să nu? Zice, eu niciodată n-am putut să țin un copil în brațe. Dar însă, omul ăsta fără ambele brațe trăiește cu folos, pentru că trăiește pentru Hristos. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Dumnezeu! Un păstor l-am întâlnit, a venit la noi și la noi în biserică. N-are vedere, dar trăiește cu folos, pentru că trăiește pentru Hristos. Acum câțiva ani în urmă, la noi în Tofea, în biserică, au venit câțiva oameni neputincioși în căruți, dar trăiesc cu folos, pentru că trăiesc pentru Hristos. Slăvi să fie Dumnezeu! Slăvi să fie Dumnezeu! Cuvântul Domnului spune mai departe, Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te, pregătește mai întâi pentru mine, pe urmă pentru tine și fiul tău, întâi Domnul
apoi noi, apoi tu, apoi eu. Femeia aceasta prin credință ascultă. Nu e atât de ușor să iei pâinea din gura copiilor, să o dai la alții. Bisericile din Macedonia, spune cuvântul Domnului, în sărăcia lor luce, au dat belșug la un dar de dărnicie peste putere și chiar peste putere lor. Asta înseamnă că dacă copiii mănâncă două frazele pe zi, să o iei una, să dai la alții. Trăim o vreme când prea mult ne uităm la noi, prea mult la copiii noștri și prea puțin la Dumnezeu. Să ne uităm la sursa binecuvântării noastre, nu la copii. De aceea ne gârbovim, de aceea ne îndoim, devenim nemulțumitori. Că prea mult ne uităm la noi, când ar trebui să ne uităm la Cel ce dă binecuvântarea, Iisus Hristos, Domnul, care merită aplauzele noastre. Aleluia Domnului! Prea mult ne uităm la noi, prea mult ne uităm la copiii noștri, când ar trebui să te uiți la Domnul. Când îl vede Pietru pe Domnul umblând pe ape, s-a uitat la el. Și atâta vreme cât Dumnezeu te sprijină de privirea Domnului, te uiți la el, calci pe ape, calci peste necas. Am să vă dau putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului. Când te uiți la el. Și când Pietru și-a luat privire de la el, s-a afundat în apă. Mult ne uităm la noi. De-aia ne gârbovim. Uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Când ar trebui privirea noastră să fie îndreptată spre El, cum spune psalmistul, când îți întorci privirile spre El, te luminezi. Un creștinism fără lumina bucuriei. Un creștinism doar și când te salută, te salută așa, cu fața posomorâtă. De ce? Unde te uiți? Unde-s privirea ta? În ce direcție? Când te uiți la Iisus, ești plin de bucurie. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu! Trăiește cu folos! Ca să poți fi folosit de Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Această femeie, cuvântul Domnului spune că mai întâi pentru Ilie și-a lăsat copilul. Nu e atât de ușor. Nu e ușor să vină copilul să spune dă-mi pâine și să o iai, să o dai la alții. Când trăiești cu folos, trăiești pentru alții. Iisus a venit în lumea noastră, trăim cu folos, trăim pentru tine și pentru mine. În jurul nostru, oameni necăjiți, orfan, văduv, religia curată este să cercetăm pe văduv și pe săraci, pe orfanele cazurile lor. Prea mult pentru noi, prea puțin pentru alții. Când e vorba de coletă, bănuți, mărunt. Când e vorba pentru copiii noștri, rupem bacnotele pentru ei. Mult pentru noi și puțin pentru alții. Când trăiești cu folos, mai întâi trăiești pentru alții și să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și toată biserica să spunem, amin. Căci așa vorbește Domnul. Versetul 14. Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina. Scad! Că noi trăim numai pentru noi. Scad valorile! Scade făina, scade unde lemnul. Cuvântul Domnului spune că noi suntem împreună, e precum unde lemnul care curge pe capul, barba, veșmintele lui Aron, sfânta preosime. Noi ne-am adunat, noi predicăm, cântăm, dacă nu se coboară el, ne vom întoarce acasă, tot așa, ne binecuvântați, ne schimbați. O, Doamne, ai milă de noi! Scad valorile, scade pocăința, scade valoarea de a fi om, scade caracterul de om, pentru că noi nu mai trăim pentru alții, noi nu mai trăim pentru Dumnezeu. Ilie spune, așa vorbește Domnul, făina nu o să mai scadă, nici unde nu vremea foamete, pentru că mai întâi ai făcut Domnului pentru alții. Cea mai bună investiție e să trăiești pentru alții. Vorbeam cu unul dintre frați din Toflea, de care a primit un transplant de ficat. Și în vis i-a venit tânărul ăsta unde a fost accidentat și i-a spus în felul următor: tu trăiești? Că porți ceva din mine în tine. Și când s-a trezit din somn, a început omul să plângă, că în el era un transplant de ficat. Dacă tu trăiești și eu trăiesc, e o inimă bună pe care ne-a dăruit-o Hristos. Ți-a pus-o El în tine. E o minte nouă. E o inimă nouă. Dumnezeu schimbă în tine totul
tu nu mai trăiești pentru tine. Tu ești o binecuvântare pentru alții. Îi spune Dumnezeu lui Avram în Geneza 12, versetul 1, 2 și 3: Avrame, ieși! Ieși din casa ta, din rudenia ta. Te voi binecuvânta. Și parcă mai face Domnul un pic de pauză și spune: te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Vei fi de folos și pentru alții. Când vei deveni o binecuvântare, trăiești și pentru alții. Nu numai pentru tine. La asta suntem chemați. Întinde mâna și ridică. Petru, când era să se afunde în apă, întinde Domnul mâna și ridică. Vedem acest exemplu extraordinar în fapt de capitolul 3, când Iedul se duce la templu, ceasul rugăciunii, și acolo stătea un om neputincios. Pietru îi spune: uite-te la noi, vezi, în mine trăiește un Hristos. Ridică-te în numele Domnului. Și apoi mai departe, omul lui Dumnezeu întinde mâna și la pucă și îl ridică. De ce? Un om salvat salvează. Un om binecuvântat binecuvântă, pentru că el trăiește cu folos. Măriți să fie Domnul! Făina și unde lemnul nu o să scadă. Scad valorile, scade credința, scade răbdarea și bunătatea din noi. De ce? Pentru că noi nu dăm, pentru că noi nu investim și rămânem așa. Ca agricultori, unii dintre noastre, dacă nu semeni, dacă nu pui ceva, nu o să poți recolta nimic. Dacă nu pui, nu scoți. Așa suntem și noi, trebuie să investim și să trăim pentru alții. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și toată biserica, să spunem. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme ea a avut ce să mănânce, ea și familia ei. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat. Când trăiești pentru alții, trăiești cu folos! Cuvântul Domnului spune Evanghelistul Luca, în Evanghelia după Luca, capitolul 17: oricine vrea să caute să scapă viața, sunt cuvintele Mântuitorului, o va pierde! Și oricine o va pierde, o va câștiga. Femeia aceasta a căutat să trăiască pentru alții, a dat la alții și a trăit în vremea foametei. De ce? Că a știut să trăiască. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu! Și Iisus Hristos a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În felul ăsta poți să trăiești cu folos când îți dai viața pentru alții. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Dumnezeu! Trăiește cu folos dacă vrei să fii folosit. Și fiecare dintre noi vrem să fim folosiți de Duhul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi vrem să fim o uneltă, un instrument în mâna Domnului. Am o întrebare, pentru că vreau să mă apropii de încheiere. Cine vrea să trăiască cu folos și cine vrea să îl folosească Dumnezeu? Să ridice mâna. Aleluia! Mări să fie Domnul! Dacă vrei să trăiești cu folos, trăiește pentru alții. Lasă să se bucure copiii, soția, soț. Lasă să se bucure părinții, biserica, slujitorii de tine și de viața ta. Fii o binecuvântare. Fii o sursă de binecuvântare și pentru alții. Mă apropii de încheiere. Pentru că cuvântul Domnului spune în judecata viitoare, Matei 25, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Când trăiești pentru alții, trăiești cu folos. Veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți, pentru că voi ați trăit pentru alții. Când, Doamne? Când te-am văzut noi străin, fiindu-ți sete, flămând, în temniță, bolnav și am venit pe la tine? Ori de câte ori ați făcut unui frate de-al meu cel mai neînsemnat. Slăvit să fie Domnul!
Slăvit să fie Domnul. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Încheiem cu pilda aceasta, de care e bine cunoscută de toți, din Luca 16. Pilda bogatului nemilostiv. A trăit numai pentru sine și n-a trăit și pentru altul. La partea lui zăcea un om sărac. Dar omul ăla sărac era bogat în sufletul lui. Omul ăsta bogat n-a știut să trăiască cu folos. Și pentru că n-a știut să trăiască cu folos, a ajuns într-un chin. De aceea, mă rog Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să trăim cu folos. Lasă să te folosească Dumnezeu. Fii o binecuvântare pentru alții. Fii o binecuvântare pentru cei din casa ta. Și lasă-te cârmui de Dumnezeu. Niciodată n-ai să poți trăi cu folos dacă nu te modelează mâna lui Dumnezeu. Dacă nu te ia Dumnezeu în mâna lui. Niciodată n-ai să fii folositoare și folositor pentru casa ta, pentru familia ta, dacă mai întâi nu te prelucrează Dumnezeu. Niciodată. Ci vor trăi cu folos și vor fi folositor persoanele care trăiesc în mâna lui Dumnezeu, de care îi apucă mâna lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm pe picioare. Viața pe care o trăim noi vom da socoteală înaintea Domnului pentru ea. Pentru că e un dar de la Dumnezeu. Viața pe care o trăiești dumneata nu e a ta. Tu și eu, noi nu suntem ai noștri, noi suntem ai Domnului. Trăiește-o cu folos. Fii o binecuvântare pentru alții. Dacă ai încercat de multe ori să fii bună și bun și n-ai putut, te poate prelucra unul care e prezent aici, în după masa asta, în mijlocul nostru. Și numele lui e Iisus. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea, înainte de a începe fratele Oprea să laudă pe Domnul și să vă chem în față, aș vrea, dacă se poate, cu toții să ne aplecăm capetele. Vreau o scurtă rugăciune pentru voi și să ne închidem ochii. Să ne aplecăm capetele. Vreau să mă rog o scurtă rugăciune. Doamne Dumnezeule, dacă printre noi sunt mame de care în inima lor au o durere că n-au putut fi folositor copiilor, dacă sunt în mijlocul nostru soții care încă simt că n-au fost folositor soțului, dacă în mijlocul nostru sunt copii care simt că n-au fost folositor părinților și le-au făcut viața amară și durere, dacă printre noi sunt, Doamne, oameni care vor să-ți fie ție folositori, dacă ei au încercat prin puterile lor și n-au putut, noi credem, Doamne, că mâna ta poate fi întinsă. Fă, Doamne, viața noastră și tot ce avem să-ți fie ție folositor. Fă, Doamne, să fim o binecuvântare și pentru alții. Dacă ești aici, chiar dacă stai cu ochii închiși, ridică mâna. Dacă vrei să fii folositoare și folositor pentru cei din casa ta, pentru soț, soție, copii, dacă până în prezent tu ai vrut și n-ai putut, ridică mâna să-ți o atingă Dumnezeu. Începând de astăzi să poți deveni o persoană folositoare, să te folosească Dumnezeu, să fie o binecuvântare pentru alții, să te folosească Domnul, să se bucure toți din jurul tău, să poți deveni o binecuvântare în mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vă mulțumesc, vă mulțumesc! În timp ce fratele Oprea laudă pe Domnul, în timpul acestei cântări, toți aceia care v-ați ridicat mâna și vrei să trăiești cu folos în prezența lui Dumnezeu, vrei o viață nouă, vrei să trăiești cu Dumnezeu, vrei viața ta să devină o binecuvântare, vrei casa ta să fie un colț de rai, te invit în timpul acestei cântări să vii în față. Toți aceia care n-au încă legământ încheiat cu Domnul, îi chem să vină în față, să ne rugăm pentru ei și viața ta să devină o viață cu folos, trăită cu Dumnezeu, trăită în prezența lui Dumnezeu. Lasă inima ta și lasă tot ce ai să te poate preluca Dumnezeu. Vă aștept să veniți în față și să ne rugăm pentru voi. Acum.